nou negrivă, Bișan. Nu știu ce șanse au aceste centrări înalte, totuși trebuie să încercate. Sicleanu, Bișan, Beldeanu, Răducanu, dribling, șut! Utkok a reușit o intercepție în fața lui Ștefănescu, Bertus pe contraatac. Utkok în fața lui Iordache egalează. Și iată cum în minutul 63 Bertus profită de o ezitare a apărării noastre. Reușește o intercepție, îl lansează pe Utkok. Crișan. Cămătaru, Crișan, cel mai important moment al meciului România-Anglia. Iordănescu față în față cu Clemens. Secunde hotărătoare pentru soarta acestei partide. Hai, puiule! Gol!